Salutații fraților la un nou vlog de pe acest canal. Ei bine, suntem aici cu Andrei. Facem un mic bike vlog iară, pentru că avem ocazia. Deci, da. Hai, da, stai așa. Suntem aici. Vedeți pe la față, pentru că eu merg pe lângă, e o pantă și nu... N-am eu condiție fizică să urc panta pe bicicletă. Și totuși, chiar așa și cu condiție fizică e greu. Sunt pietre, sunt... Toate e în omol, iar eu sunt în papuci. E foarte nasol, oameni buni. La bagă, n-are treabă. Vrea să se laude pe filmare. Și da, mergem la... Ia spune, mă, unde mergem? Iauzi, după gagici. Așa, ăsta are un fix așa cu gagicile. Da, mă. Așa. Și... Nu știu, e frumos pe aici, dar nasol că e, sunt nori și nămori, e bine. Dar dacă acum... Putem acum facem vlogul, pentru na. Abia a plouat, abia na. Și nasol. Dar, totuși... Viteză, 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 hai! Așa? Auziți, aici BMW-ul, aici. Mamă, e... Sunt mulți bolovari, nămol. Și ar fi o minune să... Nu mă murdăresc. Adică voi aici pe filmare vedeți mai luminos decât e de fapt aici, pentru că nu știu de ce, dar se vede mai luminos. Da. Așa. Ba, am obosit. Da, e foarte nasol să stai surci. Taci. E foarte nasol să urci pante din astea, mai ales când ai bicicleta. Că... Na. Nu mă... Mamă, e... Da. Nu mai pot de picioare, gata. Așa. Eu te mâncați așa câte gunoaie aici. Ești nebun la cap? Mamă, știi de ce mi-amintește mie chestia asta? De camera ta. Nu. De... Știi cum era la Gigi înainte pe uliță, pe acolo? Aha. Exact așa era. Era? Era. Mamă, ce e Gigi, mă. Uite, cutii, valize. Bidoane de benzină mai. Le vindem. Tablă, da. Le vindem la țigani, oameni buni. Oh! Era un Edi. Ma. Da. E bine că are ăla bidonul cu apă în jos. La pe cadru, că... Da, dinozaur, dinozaur. Dar știi că... Dacă vrei să te auzi așa mai bine pe filmare... Trebuie să... Jam! Am prins! Îi place să sugă din sticlă. Și alte chestii îi place să le sugă, dar asta e partea a doua. Dacă vrei să te auzi pe filmare, trebuie să vorbești cât de cât mai tare. Am decapat copil. Așa și oameni buni, în caz că se aude așa cum gâfui, pentru că am obosit. Bositorii, nasol. Deci n-am ce să fac. Deci cred că o să revenim, oameni buni, când o să facem și noi ceva mai interesant, pentru că... Sau... Bă, da, aici ne urcăm pe bi... mi-a luat-o înainte. Deci... Da, am ajuns aici, am intrat într-un sătuchea. Pedala. Sau pedaua. Nu știu, mereu m-am încurcat și eu. Și nu știu, am un avantaj la bike vloguri. Pentru că am frânat pe stânga și e relativ mai ușor să țin telefonul cu dreapta. Și da, iota, ce ai găsit, mă, zarzare? Ne facem aici. Oi. Plinul cu zarzare. A, cred, da. Iau un buzunar. Aha. Pe bune, bine, am pornit chiar la drum, am luat zarzări, am luat tot și în caz că, na, e posibil să se audă nasol pe
pe filmare pentru că trosnesc pietrele sub cauciucuri și na, dacă vreau gen să filmez așa, să mă filmez și pe mine din când în când trebuie să țin cu să întorc camera, să închid filmarea și alte de-astea. Deci, da, nu știu. Ce vrem să faci acolo? Deci, da. Nu știu, e mai nasol așa pentru că nu prea vedeți voi ce e așa împrejurul meu dacă mă filmez pe mine, dar unii din voi, Sergiu, mi-a reproșat că îl filmez numai pe el, că n-am făcut vlogul acela cu el și de aceea am zis să, bă, hai să mă mai filmez și pe mine, pentru că, na, de aia sunteți voi aici, să mă vedeți pe mine, carne și oase și grăsime. Da. O, ia uite mă cum se vine acolo. Unde mă? Ia. Uitați oameni buni cum se vede. E genial. Oare îmi văd casa de aici? O văd parcă... Nu știu. Deci acolo jos e satul care trăim noi doi. O văd? Uite, vezi pe aia din fața lui Nicu. Da, o văd, uite. Uite, bat acolo. Sau, nu mai, iartă, merge să dau zoom. Aia, roșie de pe acolo. Să zic că ar fi a mea sau nu e, nu e. E a lui, la Bucureșteni. Așa. Și uitați-vă, oameni buni, ce frumos e pe aici. Frumos rău de tot, na. Oameni buni, ei bine, ops. Am... un puțin frână pentru că din câte cred eu am zoom-ul, dar aveam dat pe zoom de când am filmat satul atunci și am uitat să-l mai reglez, venise niște oameni cu mașina că ne-am lăsat bicicletele în mijlocul drumului, da. Așa și în mașina am coborât dealul și am ajuns aici, deci dreptă față dacă mergem dăm de satul nostru, deci e ok. Vine și o mașină. Și în caz că se aude vânt pe fundal, îmi cer scuze pentru că na, nu sunt na, e telefon, adică filmez cu efect, filmez cu telefonul. Ops. Drop. Așa. Și uite, mă. Și telefonul n-are ceva de asta așa încât să nu se audă, să nu se audă vântul și e... Da. Ce? Știi că nu te prea auzi tu așa dacă nu... Da, contează și ce zici tu. Uite, de aici mi-am luat eu câinii. De lângă... Da, da, de aici. Ia. Ia, vină cu a. Ia, dă-te. I-am maltratat. Uite, vezi? Stai. Dacă te uiți, vezi? E un celofan acolo. Nu știu dacă voi îl vedeți. O să încerc să dau zoom. Ăsta albul de aici. Acolo erau ei pitiți și a stat o grămadă, e jos o gârlă. Unul din ei sărea în gârlă când era să-l prindem. Când a sărit după el în gârlă. Stăteai tu, alergai câinele pe în gârlă, apoi da, ieșea pe malut. E apa mare, mă, nu vede. Da, mă, da. Frumos, pe aici. Pe aici a fost și în vlogul, în primul vlog pe care l-am făcut, sau ce? Hai să îndrecăm. Ia uite, aici s-a uscat salcâmul. Ia uite cum e. Așa. Deci nu știu, am o tendință să mă uit cumva când merg, să mă uit în ecranul la telefon, așa gen, să merg bazându-mă pe ecranul de la telefon. Și ia stai mă să-mi dau șaua mai jos, că nu pot să merg așa. Cum că pot și eu? Atât.
față, mă, cu bătere, că după se duce în jos cu furul ăla mare. Îmi dai mie ăsta? Nu. De ce? Da, bă, am dat 15 lei pe el, ești nebun la cap. De unde ai furat? L-am luat de la... Dar nu puteai mă să fie un lanț și un lacă de la mic? Puteam, dar... Ne, stăteam cu lanțul și în plus ăsta arată mai bine. Da, da, lanții mei. O fi lanțul mai mic, dar... Una e lanțul, una e... Ce? Nu mă, dar dacă e așa, trebuie să las șaua mai jos, să fiu la un nivel cu tine, că tu ești prea jos. Încerc să filmez cumva și ghidonul ca să arate bine, știi tu. Cu ghidonul în cadru, cu hau hau. Ha? Nu, no, mult, nu vrei tu. Vrei? Vrei, mă? Păi, îți dau acum un șut în spițe. Și din nou vezi cu câinii. Bă, nebun, revenim imediat, după ce trecem de câini, e, bă, nu. A, nu mă mănâncă. Nu, 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 rocite ea. Nu, 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 rocite-o. Nu, îmi place mai mult răsimea după. Bun, atunci hai, treci pe partea aia. Hai de ui, hai mă, treci. Hai volan, mă, mă. Ei, aparent nu au ieșit. Mergem și la... Nu, nu mergem. Nu, dar na, motive diverse și diverse. Ce? Nu știu, hai că a dat soarele, adică... A ieșit soarele... E din Riofo... Dar sunt melodiile alea populare, ai văzut? Baga alea cât îl... Of, of, zici că e de jale. Na, deci Andrei e... Săran Andrei, n-are... Gata, nu mai zici nimic, e nu. Și cred că acest vlog nu va avea mai deloc speed, bine. Posibil să fac în unele părți sau nu cred că bag deloc. Las așa măcar un vlog să fie tot ca lumea. Pentru că, na, să auziți și de ce discutăm noi. Că și pe seria de Minecraft la comunie eu cu Valito cât băgăm speed-ul ăla, cât bagă speed-ul ăla. Vorbim și chestii interesante și de astea așa, dar nu... Nu le-au zis pe măt. Și da, e nasol. Eu încam zarzarele în buzunar. Eu nu le-am mâncat. Pe dacă sunt mari, exact de-aia am unde să le bag. Așa, bun, mai în față e cireșul, bă, ne oprim la el? Ce? Eu cred că da. Bun, și am revenit acasă, mă pun imediat să editez videoclipul acesta pentru că trebuie să-l postez. Mai am un videoclip, să-l postez înainte, e mai complicată treaba, dar l-ai deja editat. Dar, fraților, cam atât a fost și cu acest vlog. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!